Cu ocazia începerii școlii, cu toți elevii în format fizic, polițiștii locali severineni au aplicat măsuri suplimentare pentru a asigura fluența traficului rutier și pietonal. Aceștia sunt prezenți în special în zonele aglomerate, în proximitatea unităților de învățământ, mai exact în zonele unde există riscul producerii unor ambuteiaje. Polițiștii locali severineni sunt prezenți în fiecare zi în zonele aglomerate, în special în zonele unităților de învățământ, atât pentru siguranța fiecărui pieton sau șofer, dar mai ales pentru elevi. Asta înseamnă reducerea timpului de așteptare și fluidizarea traficului rutier. Odată cu reînceperea orelor de curs în format fizic, polițiștii locali cu atribuție de circulație rutieră asigură pe Bulevardul Revoluției, colț cu intersecția Șincai, precum și în zona școlii generale numărul 14, măsuri de fluidizare a traficului rutier și prietonal, atât la începerea orelor, cât și la terminarea acestora. Totodată, la toate școlile arondate conform planului comun de siguranță școlară, polițiști locali din cadrul serviciului ordine publică asigură măsuri de ordine și siguranță publică, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice. Atât pietonii, cât și șoferii trebuie să fie atenți în zonele aglomerate, mai ales cele intens frecventate de elevi, pentru a evita o tragedie. Este recomandat pentru cei care se află la volan reducerea vitezei de mers.